cum va arăta competiția cu două Craiove, cum vor arăta meciurile directe dintre CS Universitatea și FC Universitatea. Pe ce stadion? Cum arată și la Cluj, cum a arătat acum câțiva ani și la Petrolul, cum a arătat la Timișoara. Timișoara are trei echipe în Liga a doua, să nu uităm. Deci nu sunt lucruri deosebite. Sigur că vor fi orgolii, ca întotdeauna atunci când se întâlnesc două echipe din același oraș, pe plan local, vor fi orgolii, vor fi, lucruri poate mai puțin plăcute, nu se știe ce se va întâmpla. Pe asta vă întreb, pentru că subiectul e destul de sensibil. Eu zic că să mai așteptăm. Noi mai avem de parcurs o etapă sau etape până acolo. Da. Și după aceea vedem.